respectiv ziua Dobrogei, 1 decembrie, dar și despre problemele din județ, mai ales acum în acest sezon rece, dacă suntem pregătiți și dacă alte localități sunt pregătite pentru această, în această iarnă. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua! Venit la mine, la Focus Press. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cum spuneam și în introducere, o să începem în prim subiect cu evenimentele din ultima perioadă. Din noiembrie, 1 decembrie, ziua Dobrogei. Cum a fost la Constanța? Cum s-a desfășurat? Au fost probleme? Nu au fost? Au fost constanțeni și nu numai pentru că nu mai suntem în starea de alertă, starea de urgență. Da, tot ceea ce a însemnat festivități legate și manifestări legate de anumite evenimente importante pentru regiune și pentru țară s-au desfășurat în bune condiții. Este bine, dincolo de problemele cotidiene, să ne aducem aminte din când în când și de ceea ce ne face să fim români, de anumite simboluri naționale. Ori Dobrogea este o parte din România. Nu a fost întotdeauna o parte din România, pentru anumite perioade ea a fost sub o altă stăpânire. 14 noiembrie este ziua în care regele a intrat în Dobrogea, în Dobrogea românească. Un moment foarte important care trebuia subliniat și instituția prefectului împreună cu unități de învățământ și cu reprezentanți ai presei, ziarul ziua de data aceasta, au ținut să marcheze acest moment atât prin acțiune desfășurate la instituția prefectului, printr-o acțiune desfășurată în data de 23 noiembrie la București, în aula Bibliotecii Academiei Române, unde am fost alături de dobrogeni și de prieteni ai Dobrogei pentru a sublinia momentul, dar și printr-un periplu pe care l-am desfășurat prin unități de învățământ constanțene, unde am constatat că tinerii au o bucurie deosebită așa în a întâmpina această zi a Dobrogei și au un mod foarte corect de a se raporta la această diversitate etnică existentă aici în Dobrogea și la traiul nostru armonios, la toată toleranța de care dăm dovadă ca români majoritari vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă celelalte etnii, dar și la ceea ce înseamnă armonia confesională existentă aici, existatea religii, există culte, toate conviețuind în armonie. Este un brand al Dobrogei și ar trebui să fie popularizat în toate regiunile țării, pentru că un astfel de exemplu de trai armonios interetnic și interconfesional este o raritate, iar pentru noi este o binecuvântare. Relația cu ceea ce înseamnă unitățile de învățământ și tineri o păstrăm în permanență, pentru că tot ceea ce prezintă interes pentru societate trebuie să prezinte interes și pentru tineri, pentru că ei sunt societatea de mâine, nu doar cea de astăzi. Fie că vorbim de modul în care unitățile administrativ-teritoriale înțeleg să deconteze sumele reprezentând bursele elevilor, pentru că e o acțiune permanentă de monitorizare din partea instituției prefectului în acest domeniu, fie că este vorba de siguranță în școli și am avut întâlniri și discuții și acțiuni comune pe tema bullying-ului, de exemplu, fie că este vorba de acțiunile legate de anumite dependențe care se manifestă inclusiv în domeniul tinerilor, instituția prefectului a fost și va fi în continuare alături de aceștia pentru a reuși să depășească problemele pe care le întâmpină, probleme specifice vârstei, dar și pentru a reuși să acumuleze anumite informații vis-a-vis de ceea ce înseamnă simboluri și idealuri naționale. Ați vorbit despre burse. Au fost probleme în județul Constanța, mai ales în anumite localități. Asociația elevilor a solicitat de foarte multe ori ajutorul dumneavoastră, în special pentru că anumite UAT-uri nu ofereau aceste burse elevilor. Au mai fost probleme în ultimul timp?
Aici vreau să fac o deosebire. Nu știu cât de reprezentativă este Asociația Elevilor. Există un Consiliu Județean al Elevilor care are reprezentanți în absolut toate unitățile de învățământ, aceștia făcând parte și din Consiliul de Administrație ale școlii, fie cu caracter de observator, fie ca membru cu drepturi depline. În general, legătura și discuțiile noi cu această organizație am păstrat-o. Până în momentul de față, aproape două treimi din unitățile administrativ-teritoriale au adoptat hotărârile de Consiliu Local care prevăd modalitatea de acordare a burselor. Ne bucurăm că după ce am demarat această monitorizare anul trecut, unitățile administrativ-teritoriale au prins toate tipurile de burse în hotărârile emise. Undeva la 39 de localități au acordat în întregime bursele, celelalte sunt în diferite stadii de acordare a acestora. La începutul acestei luni vom relua acțiunea de interogare a unităților administrativ-teritoriale, astfel încât să știm dacă absolut toate au emis hotărârile de Consiliu pentru acordarea burselor și să ne îngrijim astfel încât cele care nu le-au emis, în cazul în care mai sunt, să le emită în luna decembrie, astfel încât copiii să-și poată lua bani. Acțiunea a fost una pozitivă, mai ales într-un moment în care, din păcate, noțiunea de român și de naționalist și de național este asociat mai mult cu anumite manifestări negative care conduc la tulburarea liniștii și ordinii publice. E bine să vedem că tinerii pot fi și noi alături de ei, putem fi naționaliști, putem fi români cântând, spunând poezii, prezentând saluturi în toate limbile etniilor existente în Dobrogea, prezentând costume populare sau pur și simplu vorbind la un mod academic despre ceea ce a însemnat Dobrogea de-a lungul istoriei. E un trend foarte bun și ne propunem să rămânem pe acest trend, astfel încât să reușim să prezentăm și o altă variantă a noțiunii de naționalism, aceea care e tipică Dobrogei. Un naționalist care este tolerant, care înțelege faptul că avem de-a face cu o conviețuire împreună a mai multor tipuri de oameni, cu faptul că trebuie să înțelegem pe ceilalți, chiar dacă nu reușim să înțelegem, trebuie să acceptăm așa cum sunt. În această perioadă pregătiți sau aveți discuții, probabil cu primarii localităților Constanțene, din județul Constanța, pismase domnului Rece. Vor fi probleme, domnule prefect? Anul trecut, acum, dacă vă referiți la sezonul rece trecut, a fost un singur cod portocaliu de zăpezi, la început, în februarie, parcă. A fost închis pentru o perioadă drumul național 3 spre Băneasa, împreună cu șeful ISU, domnul colonel Amarandei. Am patrulat, practic, în acea noapte pe drumul respectiv. Poliția rutieră era la post, drumarii atât județeni cât și CNAIR-ul erau și ei la post pe utilaje, însă condițiile meteo, respectiv un viscol foarte puternic pe anumite zone relativ mici, undeva la 2 km, au determinat instituțiile abilitate să decidă închiderea drumului, astfel încât să nu existe niciun pericol. Bineînțeles, în cazul în care apărea o urgență medicală sau de altă natură, drumarii erau la post pentru a preceda coloana împreună cu unitățile poliției rutiere, astfel încât problema medicală sau de orice altă natură ar fost urgența să poată fi soluționată. Același stil de lucru va fi și în acest an. Există un plan pentru sezonul rece adoptat în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență încă de la începutul lunii trecute. Există la nivelul drumarilor stocurile și utilajele necesare. Chiar lucrăm în momentul de față la o hartă cu toate bazele acestor drumari și cu mijloacele pe care le au în permanență acolo, cu zonele deservite. Există și contractele de dezăpezire semnate de majoritatea unităților administrativ-teritoriale. Restul le-au în curs de semnare. Urmează săptămâna viitoare să vedem ce anume a împiedicat să semneze până în momentul de față contractele de dezăpezire, dar
în cazul în care pe raza lor teritorială va apărea o problemă, atât drumurile județene cât și cele naționale sunt pregătite să intervină astfel încât nimeni să nu aibă de suferit. Având în vedere faptul că acest plan pentru iarna a fost întocmit printr-un dialog direct cu unitățile administrative teritoriale și cu toți agenții economici implicați, având în vedere faptul că prin ordine al prefectului au fost constituite două comisii care au procedat în luna noiembrie la verificarea stării de fapt a celor declarate, materiale antiderapante, utilaje, spații pentru eventuali oameni care ar putea fi nevoiți să rămână în localitățile respective ca urmare a blocării drumurilor. Consider că, din punct de vedere sistemic, nu ar trebui să fie nicio problemă. În cazul în care vreunul dintre cei participanți nu își va face treaba așa cum procedurile și legea o cer, ceilalți sunt pregătiți să intervină pentru a suplini lipsa, eventuala lipsă de responsabilitate a vreunui factor de decizie. Voi fi sau nu voi fi, în general, în funcție de gravitatea intervenției, este recomandat ca cel care conduce operațiunile respective să rămână în centrul de comandă, nu neapărat să se deplaseze la fața locului. Cel mai interesant a fost un comentariu al unei doamne la postare care spunea: Dumnezeule, parcă toată lumea își pune de mâine panouri electrice. Nu, este vorba de o directivă a Comisiei Europene. Ea va fi aplicabilă din 2026. Este o directivă în care se precizează faptul că autoritățile pot institui o taxă în anumite condiții tehnice, dar în același timp Uniunea Europeană și implicit România și-a luat angajamentul de a avea până în perioada respectivă 8% din energie furnizată prin mijloace regenerabile. Până să ajungem acolo, mai este mult de statul român, are tot interesul să încurajeze producția de energie din resurse regenerabile. Poate cunoașteți deputatul PNL Huțucă, președintele Partidului Național Liberal Constanța, a reușit să impună un amendament la codul fiscal conform căruia TVA-ul pentru producerea de celule fotovoltaice să fie redus de la 19% la 5% de statul și guvernul încearcă în momentul de față să faciliteze orice investiție în producerea de energie electrică din astfel de surse regenerabile. Da, nu pune nimeni taxă pe soare, putem să recurgem prin programe guvernamentale care există sau cu forțe proprii la obținerea energiei electrice din astfel de surse, nu este nicio problemă. Expertul în baza care a fost determinată situația și evoluția malului de la cum până așa la alunecării respective de teren a precizat încă de la început că există cauze pur antropice, deci e vorba de lucrări și intervenții pe care oamenii le-au făcut. E vorba de rețele de canalizare, e vorba de construcție, e vorba de piscine, e vorba de tot ceea ce înseamnă infrastructură într-o zonă de protecție a canalului Dunăre-Marea Neagră. Este o zonă de aproximativ 100 de metri de la buza canalului, zonă care ar fi trebuit să fie liberă de orice construcții, tocmai pentru că astfel de alunecări se pot produce, având în vedere faptul că malul nu este nici taluzat în zona respectivă. Au fost instituită mai întâi o zonă de protecție care afecta 7 locuințe, ele au fost evacuate încă de acum câțiva ani.
Ulterior, expertul a indicat o altă zonă care ar fi trebuit să fie constituită ca și zonă de protecție. Am dispus prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Primăriei Cumpăna să determine care este acea arie, câte case sunt în area respectivă. Ni s-a răspuns că sunt 17 case. Ele ar fi trebuit la rândul lor evacuate. Nu s-a întâmplat până în momentul de față acest lucru. În schimb, guvernele consecutiv au alocat sumele necesare pentru lucrările de consolidare a malului. Din rapoartele bilunare pe care Inspectoratul de Stat în Construcție le face urmarea dispozițiilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, reiese că stadiul actual al lucrărilor de consolidare în acea zonă este suficient încât să nu mai gene, să putem spune că nu mai sunt în pericol casele din zona respectivă. Însă, alunecarea continuă, după cum ne spune expertiza, în amontele și avalul lucrării de consolidare, drept pentru care administrația canalului navigabil a solicitat primăriei Cumpăna relocarea instalației pluviale și a instalației de canalizare. Lucrările în acest sens se desfășoară, s-au efectuat studii, expertize tehnice, înțeleg că sunt undeva la stadiul de studiu de fezabilitate, concomitând realizându-se și un bypass a rețelei respective cu niște pompe, cu puțuri. Practic a fost deviată întreaga rețea de canalizare, astfel încât zona respectivă să nu mai fie afectată. Sper ca lucrurile să miște mai repede, autoritățile locale să depună puțin mai mult efort, astfel încât lucrurile să rămână cel puțin în stadiul în care sunt, să nu avanseze și viețile oamenilor să nu fie puse în pericol. Părerea dumneavoastră la stadiul lucrărilor, acelor lucrări, pentru că sunt complexe, ar trebui să fie mai mare decât este la momentul actual? Eu nu îmi permit să am păreri. Mă uit la hotărâri și mă uit la ce ne spun expertizele sau comunicările structurilor care au competențe în acest sens. Tocmai de aceea, la sfârșitul lunii august, am solicitat grupului de suport tehnic pentru alunecări de teren să întrunească în ședință. S-au întrunit. Rezultatele vi le-am menționat anterior. Conform tuturor datelor, repet, zona respectivă, strict zona respectivă unde s-a produs alunecarea inițială, nu mai este în pericol, însă dacă nu se va reloca rețeaua de canalizare, dacă nu se va stopa construirea și exploatarea în scop urbanistic și imobiliar a zonei respective, lucrurile nu pot evolua spre bine. Da, până în momentul de față avem 71 de hotărâri de Consiliu Local sau dispoziții ale primarilor atacate în instanță. Aceasta urmarea notificărilor pe care le-am făcut vis-a-vis de anumite aspecte de nelegalitate constatate din analiza respectivelor acte normative. Fac o paranteză. Numai la anul acesta, la nivelul instituției prefectului, au ajuns 27.000 de acte normative emise de autoritățile locale din județul Constanța. Undeva la 22.000 deja au fost obiect al controlului de legalitate. S-au emis peste 239, parcă, de notificări. În cazul în care aspectele pe care le-am menționat în aceste notificări nu vor fi soluționate, vom proceda la atacarea lor în instanță. Este tutela administrativă, practic orice hotărâre atacată în instanță de către instituția prefectului suspendă aplicabilitatea. În această situație se află și actele la care ați făcut referire. Avem un pug al localității Cumpăna pe care l-am atacat în instanță întrucât nu avea toate avizele necesare, drept pentru care au și fost posibilă eliberarea unor autorizații de construcții nelegale din punctul nostru de vedere. 19 dintre acestea au fost atacate în instanță și am solicitat anularea lor. De asemenea, în momentul de față, cum probabil știți, încă din vară,
se derulează un control mixt, în special Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și Corpul de Control al Instituției Prefectului a fost implicat în zona Năvodar-Mamaia Nord. Până în momentul de față, la nivelul Instituției Prefectului, au ajuns 4 solicitări ale inspectorului, 4 procese de verbale de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții, cu solicitarea către instituția prefectului, singura abilitată în acest domeniu, de a solicita în instanță anularea respectivelor autorizații de construire. Până în momentul de față, da, Năvodar și Cumpăna. Și în Corbu, aveți dreptate. În Corbu au existat 2 autorizații de construcție pentru care am solicitat anularea în instanță, suspendarea autorizațiilor și anularea certificatelor de urbanism. În același caz, în aceeași zonă, pentru aceeași lucrare, și Garda de Mediu a solicitat întreruperea lucrărilor și repunerea terenului în stare inițială. Da, sunt două imobile situate mai mult sau mai puțin pe plajă. Deci, instanța va rămâne să decidă care este mersul lucrurilor în momentul de față. Nu, până în momentul de față nu există nicio hotărâre a instanței în acest sens. Da, și acum vreau să vorbim despre refugiații din județul Constanța, de fapt. Ce s-a mai întâmplat asta? Știu că ați avut discuții înainte de începerea sezonului estival legat de unde o să încazați, având în vedere că turiștii urmau să vină pe litoral. Ce s-a mai întâmplat? Câți refugiați sunt la ora actuală în județul Constanța, nu doar în municipiul Constanța? La nivelul județului Constanța, atât autoritățile cât și agenții economii s-au mobilizat exemplar, pot spune, chiar dacă e un termen ușor învechit. Nu am avut problemele pe care, de exemplu, refugiații le-au avut în Bulgaria când a doua zi li s-a pus în vedere să părăsească hotelurile. Hotelierii au fost foarte înțelegători, au acordat un răgaz de timp, o săptămână, două, timp în care, în baza listelor existente și aprobate prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, refugiații au putut fi relocați. Vorbeam atunci de 2500 până în 3000 de refugiați care se află pe raza județului. Între timp, numărul lor a crescut. În ultimele săptămâni, numărul lor a crescut. Putem vorbi de 8500-8600 de refugiați existenți în momentul de față pe raza județului Constanța, cei mai mulți pe Năvodar și Constanța. Refugiați ucraineni sunt în 30 de localități din județul nostru, peste 1600 de persoane fizice și juridice găzduiesc în momentul de față refugiați. Există un disponibil de spațiu, chiar astăzi au fost aprobate 414 parcă spații. Avem 16.000 de spații aprobate prin hotărârea Comitetului Județean. Cu acestea, da, sunt 16.000 de spații disponibile, sunt ocupate în proporție de sub o treime, întrucât există și refugiați care au recurs la cazarea la persoane fizice, deci nu intră în aceste liste. Toți au primit decontarea sumelor în conformitate cu prevederile legale, vorbind de peste 70 de milioane de lei pentru persoane fizice, bani care până la urmă au intrat în buzunarul constanțenilor, 18 milioane de lei pentru persoanele juridice de la începutul acțiunii, 20, undeva la un sfert, doar în ultima lună au fost decontați. Înțeles, și legat de locurile de muncă, știu că vorbeam asta vară cu dumneavoastră și spuneați că nu prea sunt ucrainieni refugiați angajați pe litoral. În urmă cu o lună am avut în cadrul unei întâlniri cu serviciile de concentrate o informare din partea șefului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. 22 de ucraineni recurseseră la serviciile agenției respective. Din informațiile pe care le aveau ei, doar 2 își găsiseră locuri de muncă. Rămâne de văzut, bănuiesc că oamenii în primul rând, de fapt nu bănuiesc, mă, sigur, oamenii în primul rând au căutat să fugă din calea războiului, atâta timp cât
statul, nu doar statul român, întreaga, pentru că și aceste cheltuieli efectuate de statul român vor fi decontate prin mecanismele Uniunii Europene. Toate țările Europei, în primul rând, au grijă să găzduiască acești oameni care au fugit din casele lor. Ulterior, în funcție de evoluția conflictului, fiecare va decide ce vrea să facă. Bănuiesc, așa cum și noi suntem legați de casa noastră, de localitatea în care trăim, de țara noastră, și ei, poate o bună parte, vor dori să întoarcă. Numărul de turiști a fost în zona cifrei de 1 milion de turiști pe întreg sezonul estival. Mă refer în special la lunile iunie, iulie, august, cele 3 luni de vârf, să le spun. Fiind primul an în care condițiile de circulație nu au mai fost atât de restrictive, toți cei care aveau gânduri sau aveau planificate vacanțe în străinătate au putut să bucure de ele. Tocmai de aceea anul acesta numărul turiștilor a fost câteva procente mai mic decât anul trecut. A rămas relativ constant numărul de înoptări medii, același cu cel de anul trecut, undeva la 4 zile pe sejur, sub ceea ce era înainte de pandemie. În momentul de față, lucrurile sunt în dinamică. Dacă în ceea ce privește lărgimea sau lățimea plajelor, lucrurile oarecum s-au stabilizat, întrucât împreună cu Ministerul Turismului și al Mediului am reușit acea ordonanță de urgență prin care operatorii de plaje și-au putut duce șezlongurile până aproape de linia apei, astfel încât turiștii să poată sta cât mai aproape de apă, să aibă cât mai puține probleme. Anul acesta, în sezonul următor, de fapt anul acesta a început deja procesul de relotizare a plajelor, bună parte, peste 70 din contractele de închiriere a plajelor au expirat acest an. Se va produce o relotizare, se vor stabili alte criterii și un alt punctaj în baza căreia se vor relua licitațiile, dar din discuțiile pe care le-am avut cu Ministerul Mediului și cu reprezentanții locali de aici, respectiv Abadeleu, până la 1 mai se ia în calcul să fie încheiată procedura de atribuire a plajelor. Deci ne așteptam ca în sezonul următor plajele să poată fi exploatate pe baza noilor contracte, în noi condiții, care să țină cont mai mult de ceea ce turiștii își doresc de la plajele din Constanța și Năvodar, Mamaia Nord. Da, se vor extinde și plajele din sud, dar deja drumul, să spun așa, este bătătorit de ceea ce s-a întâmplat cu plajele din Mamaia. Da. Vă mulțumim frumos, doamne. Vă mulțumesc și eu. Vă mai așteptăm aici ca să discutăm despre problemele în județul Constanța și activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu, numai bine. Vă mulțumim și dumneavoastră.